Bună dimineața, aventurierilor! Suntem din nou pe baltă. Așa cum puteți observa, afară sunt minus 3 grade Celsius, dar n-am rezistat, am zis să facem o partidă acum toamna târziu, pentru că este sezonul bătrânilor, este sezonul pentru dulapi, așa cum îmi place. Am ajuns să prindem acest fabulos spectacol al naturii. Răsăritul pe apă este incredibil. Iarba este înghețată. Noi ne vom apuca să aruncăm lansetele în apă, să pregătim totul. Și vom face o partidă de nici măcar 12 ore. Dar vom da tot ce avem mai bun să fie o partidă reușită. Haide să ne bucurăm împreună de această partidă, să vedem ce se țineți aproape, aventurierilor. Aventurierilor, salutare! A sosit momentul să vă prezint și noul echipament de pescuit la feeder. Am zis să încerc și această cale. Am achiziționat 2 buzbari, 2 suporti cu 2 posturi. Nu este ceva extravagant. Am decis să folosesc niște suporti ieftinuți. Buzbarii voi echipa în partea din spate cu 2 suporti nu de la Prologic. Finuți, consider că se potrivesc foarte bine cu bețele pe care le dețin. Aceștia vor arăta așa. Niște suporti finuți care își vor face treaba cu brio. În partea din față buzbarii îi voi echipa cu 2 suporti normal pentru atunci când voi pescui la feeder, când voi sta cu ochii pe ele. Momentan nu-i desfac. De ce nu-i desfac? Pentru că astăzi voi fi puțin mai comod. Voi pescui cu senzori. Mulți vor blama, vor spune că a pescuit la feeder, nu se pescuiește și cu senzori. Eu doresc să pescuiesc cu senzori astăzi. Este o zi în care doresc să stau puțin mai comod. Trecând peste aceste amănunte, vom folosi 2 hangere ieftine pe care le vom monta împreună cu 2 conectori rapizi, aceeași conector rapiz de la Prologic pe care i-am prezentat în videoclipurile anterioare. Voi lăsa un link în descriere.
iar acestor conectori rapizi le voi atașa doi senzori, tot de la Prologic. Avem aici doi senzori Bad Red. Nu se pot conecta la stație, sunt doar senzori, i-am ales pentru această formă de la Batman. Avem aici aceste protecții laterale în caz de trăsături mai violente. Haideți să-i montăm și să vedem ce iese. Funcționează cu două baterii AA sau LR03. Avem butonul de on-off. Butonul de reglare sensibilitate. Butonul de volum. Sunt foarte gălăgioși. Voi da pe minim deocamdată. A, și funcție de silent. Ei, voi lăsa pe silențios deoarece am bețele la crap în față, montate cu senzorii și cu stația, și nu vreau să nu fiu atent. Aceștia vin împreună cu niște huse de cauciuc de protecție, foarte utile. Astfel senzorii vor fi protejați. Țin să menționez că nu fac niciun fel de reclamă. Pur și simplu, acesta este echipamentul pe care îl folosesc eu. Să montăm bateriile și pe celălalt senzor. Avem doi identici. Sincer, i-am achiziționat pentru că, așa cum știți, eu mai pescuiesc și noaptea. Noaptea, dacă nu stau lângă lansetele de feeder, aș dori să le montez niște senzori. Să mă avertizeze în caz că am vreo trăsătură noaptea, când las monturile pentru pește mare, las în apă. Acești senzori sunt foarte utili, mai ales când ești cu mașina lângă lansete. Să deschidem și conectorii rapizi. Aceștia sunt de măsură M. Nu am găsit măsura S. Dar sunt niște conectorii durabili, n-am avut probleme cu ei până acum. Faceți griji, voi strânge mizerile după filmuleț, pentru că noi protejăm la natura, nu lăsăm mizerii în spate. Hangarele nu știu cât de durabile vor fi, cel mai ieftine pe care le-am găsit pe piață. Sper să își facă treaba.
anul acesta. De specificat este faptul că au și lumină, au o autotrăsătură la lețele de craft, au și iluminare. Așa cum puteți observa. Sper să-și facă treaba o perioadă de timp. Astăzi nu voi folosi luminițele, nu pescuiesc de noapte. Cam așa arată partea din față. Hangerele cu senzorii, conectorii. Partea din spate este și amontată. Și vom trece la restul echipamentului. Ca și lansete, folosesc două lansete de la Okuma. Mai exact, Okuma Custom Black Feeder de 3,90, 60-120 de grame din 3 segmente. Acestea vin împreună cu 3 vârfuri pe care le voi prezenta imediat. Sunt realizate din carbon, au niște detalii superbe. Nu știu cât se vede, dar logo-ul Okuma este impregnat în blanc. Au mâneri de plută. Sunt foarte ușoare. Este fix ceea ce trebuie. Așa cum v-am spus, această lansetă vine împreună cu 3 vârfuri pe diferite sensibilități. Acestea 3 vin într-un tub de protecție de plastic. Și avem vârful alb, cel mai senzitiv. Este de 2 OZ. Ținând cont că un OZ este undeva la 28 de grame, da? Putem folosi un metod feeder până la 50-54 de grame încărcat cu nadă, da? Greutate totală, să țineți cont de acest lucru, să nu rupeți. Putem folosi un metod feeder foarte ușor, da, de 15 grame, să-l încărcăm cu nadă. Este un vârf vizibil. Următorul în ordinea sensibilității este cel verde.
până la 3 OZ. Da, avem undeva până la 80-90 de grame. Iar este un vârf foarte, foarte frumos. Și ce mă interesează pe mine cel mai mult este acest vârf portocaliu roșu până la 4 OZ. Asta înseamnă până la 120 de grame. La fel, toate sunt foarte senzitive, foarte vizibile. Și acesta este foarte, foarte rezistent, este realizat din carbon, celelalte două sunt din fibră de sticlă. Acesta mă interesează unde pescuiesc, fac un pescuit mai greu, cu metod feeder mai încărcat. Chiar și la Dunăre, de ce nu? Aș încerca pe cel mai senzitiv, dar o să-l leg pe cel din mijloc, pe cel verde, pentru partidele de astăzi. Este soare afară, este foarte vizibil. Menționez că voi încerca să pescuiesc după pește măricel. Așa cum v-am spus, voi pescui cu senzori. Aș dori să simt un drill, un pește mare cu acest vârf. Așa cum știți, fiind un fan foarte mare acuma, voi echipa bețele de feeder cu mulinete dedicate feederului, da? Am ales custom black feeder de dimensiunea 5500. Câteva detalii despre mulinete: au 8 rulmenți, un gear ratio de 4.5:1, deci au o forță considerabilă. Au un max drag până la 15 kg. Vom putea pune fir de 0.30 până la 180 de metri, 0.33 la 150 de metri, 0.35 la 130. Dar eu folosesc un fir de 0.25. Intră undeva la 200 de metri de fir. Vom vedea cum își fac treaba. Funcționează foarte bine, se echilibrează foarte bine cu bățul și arată într-un mare fel. Una dintre ele deja o aveam, așa arată cu firul atașat pe tambur. Am ales un fir negru. Arată foarte bine, este un fir foarte rezistent. Urmează să încarc și cealaltă mulinetă și să ne punem pe treabă. Sper să vă arăt un pește de dimensiuni acceptabile, să simt un drill plăcut. De fapt, să-l simțim împreună. Asta este ideea, să ne bucurăm împreună de pasiunea pescuitului și nu numai. Ca și parte din echipament, avem o husă semi-rigidă de la Traco pentru 3 poziții. Este de 1,40 m. În cap 3 lansete de feeder echipate cu mulinete. Eu am doar 2, dar în celălalt buzunar voi pune accesoriile. Am ales această husă, dar ce este una protectoare, încăpătoare. Avem un mâner de transport aici și un mâner de transport pentru umăr.
pare o husă foarte calitativă. Aceasta ne va proteja echipamentul de feeder în viitorul apropiat și îndepărtat. O să am de gând să țin acest echipament.